Profesori de istorie și științe politice, diplomați și corespondenți de război încep planul de reconstrucție a Europei după distrugerile provocate de invazia Rusiei în Ucraina. Pe lângă refacerea efectivă a orașelor din Ucraina, academicienii spun că e nevoie de reclădirea societății pe tot continentul. Europe is currently facing the most serious security crisis since the Second World War. Russia keeps trying to undermine our will to support Ukraine and challenges our ability to stand united. Mediul academic își ia angajamentul să găsească soluții pentru milioanele de refugiați și pentru repararea distrugerilor majore din regiune. On the long run, we the universities should redouble our efforts to create the proper environment where the future democratic leaders of our region will be educated and trained. Playing on ignorance would just add force to evil instead of adding force to the good. So therefore, this is why we are here, to cast the clouds of ignorance. Cercetătorii științifici au făcut analiza ultimelor evoluții ale războiului și se tem că avem în față o iarnă grea. Norway is now the biggest exporter of natural gas to Europe and has ramped up the production, but this very limited what can be done in the short term. I'm thinking about maybe 5 to 10% increase. So it's because there isn't the infrastructure, there isn't the capacity to produce more. Conferința internațională Provocări geopolitice ale războiului ruso-ucrainean de la Marea Neagră la Oceanul Arctic se desfășoară la București și se va încheia sâmbătă.